era la băut, de aici dincolo la restaurantul ăsta, intra până la noi și când se iasă de aici la noi, ieși direct în fața camionului. Camionul l-a luat în plin și l-a aruncat până în colțul ăsta aici. Atât de jos era, nu mai sufla, nu mai avea nicio reacție, era inconștient. Și te sunat la 112? Și șoferul era jos, cu mașină și era săracă, speriat. Sirea echipajului, am găsit pacientul în stop cardiorespirator. Am început manevre de resuscitare, continuând 30 de minute fără răspuns. Din păcate, pacientul era decedat, politraumatizat. Dintr-o dată aici mi-a apărut în față. După așa, sărit în față imediat. Nu, n-am avut cum să uit. Nu s-a uitat la dumneavoastră? Cu cap așa, nu l-am văzut. Păi să se vede și pe cameră, înăuntru, cum să uita pe cameră. Alcoolemie cât aveți? N-am. 0,11. Atât am fost. Da? Nu. Unde ați băut? Când ați băut ultima dată? Aseară. Și atunci ați venit... Am dormit până azi dimineață la 5, 5 și 2. Și nu voi ieșit alcoolul din sânge? Pe DN17, între localitățile Becleanu și Măreaga, a avut loc un accident de circulație. Autoutilitară marca Iveco a surprins și accidentat o persoană de sex masculin, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. Persoana în cauză a decedat la locul accidentului, în urma manevrelor de resurs, a răspuns la acestea. Se efectuează cercetări pentru a stabili exact cauze și împrejurările accidentului. Persoana, șoferul autocamionului, a fost testat cu aparatul etilotest, pentru că a indicat o valoare pozitivă, s-au recoltat probe biologice de sânge. În continuare se efectuează cercetări.